La mulți ani, dragii mei, și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, și astăzi vreau să vă transmit un gând despre pace. Și lansam o întrebare în grupul femeilor puternice, grupul meu de Facebook, și le întrebam pe doamne ce și-ar dori cel mai mult de la 2023. Cele mai multe răspunsuri au fost pace, liniște sufletească și iubire. Și reflectam astăzi și mă gândeam că ne dorim pace cu toții. Ne dorim pace în lume, pace în casă, pace la serviciu, pace între oameni. Dar nu ne gândim suficient că această pace noi o creăm și nu putem să o creăm decât dintr-o inimă împăcată, dintr-o inimă în pace, adică fără conflict, fără conflicte interioare. Și conflictele interioare se nasc din ură, din vrășmășie, din vinovăție, din greșeli, din păcate, din tot felul de lucruri pe care le facem și nu ne simțim în acord cu legile divine și cu legile omenești. Cu cât un om este mai în lumină, este mai curat, mai liniștit, el este mai în pace cu sine și cu ceilalți. Cu cât sunt mai mulți oameni în pace cu ei înșiși, cu atât pacea este mai evidentă și mai puternică în lume. Vă îmbrățișez și să ne fie de folos!